Sărbători, băieți, bine ați venit la un nou episod. Da, sunt cu pomul ăsta, mai ciudat în mașină, deci, da, nu știu ce va fi, știți? Băi, hai să vedem, e normal, zic că ne ajută să-l găsim pe fratele nostru, știți? Și atunci, da, mai bine aprăm la ei, că, na, n-avem ce face. Deci să înțeleg că dai informații despre fratele meu, nu? Sau cum e? Informații, nu știu cum să zic informații. Adică îl cunoaștem așa și știm ce ar putea face și tocmai din cauza asta vrem să-l găsim. Da, stai, hai luăm la pas, că ne-a scos cineva din mașină, nu. Du-te mai încet. Auzi, ia două mai încoace. Oh, băi, nebunule. Da, Lasă că nu plec fără tine, că tine am puțină nevoie asta. păi, n-am. Ce zic? E bine, eu am nevoie de Bine. tine și tu o să vezi că ai nevoie de mine mai încolo. Păi vedem, dar sper să nu dai țeapă. Și ce facem aici? Sau cine? Sau de unde m-ați adus? La o casă mai principală de-a noastră. Am înțeles, asta e casa voastră, sau? Una dintre principalele, n-avem niciodată o casă stabilă pentru că suntem foarte activi și ne mutăm cam tot timpul. Ah, ok, înseamnă că sunteți care căutați, să zic așa. Păi și mă gândesc că numai tu ești pe aici, sau? Colegii erau în mașină, dar ce Ce să zic? mașină? Erau într-o mașină de pe afară și veneau și ei spre casă, dar au Am rămas. înțeles. Na, păi atunci unde putem povesti numai noi doi? Hai, în spatele casei, că acolo e cea mai frumoasă panoramă. Haide. Păi și gen de cât timp a dispărut fratele meu, sau? Mă auzi? Mamă. De cât Da, timp a da. dispărut fratele meu? Cred că sunt undeva la un an jumate, doi. Un jumate, doi. Păi n-am mai vorbit cu el de 10 ani, să zic așa. Adică, na. A trecut o perioadă de atunci. Asta e și ideea. Că pentru asta ne sunteți cam puțin de folos. Păi bine, și atunci vezi că eu nu știu dacă sunteți o organizație gen mafiotă sau nu știu ce sunteți voi pe faza care Stai tu liniștit că o să fac eu om din tine. Că văd că e. Am momentan înțeles. spărgeai case pe acolo. Păi da, pentru că da, asta m-a învățat fratele meu de mic, adică nu. Mamă, cine e domnul? Nu știu, dar cred că e fantomă, domnule. Am înțeles. A, mai vezi și de asta pe aici, a? Da. Păi dacă suntem bântuiți la câte persoane am omorât, inclusiv Nu asta poate să fie fantoma polițistului. Uite, aici e știu. o piscină de-a noastră foarte scumpă de altfel. Dacă vrei, Păi poți ce sta aici fain la e. o țigară pe ăsta. Păi nu stă pe țigara, am încolo dacă... Îți plac Că ea... panoramele, a? Da, no, bine. Văd că e așa și ceață, știi, așa mai... cum zic eu, exotic cumva. E ce fain se vede. Stai puțin să hai la un șezlong, vreau să fac Bă, ce? o acrobație. Am înțeles. Ah, uite-te la el, mă, cum s-a dezbracă, mă. Stai că cred că și eu știu. Cum dracu eram? Am înțeles. Cum ai făcut, domnule, bimbe, așa cea? Stați puțin că mi-a rămas căscuța. Ah. Bun, haideți în apă, ce zic? Mamă. A, vezi că mă nec. Ești bolând sau? Oi. Unde ești, mă? Asta e apă mic. Da. Dacă Băieți, ce ții că nu fain și să nu, nu te mai arunca, că o să te învăț eu pe în e. stilul rusesc, așa. Stai liniștit că știu și eu de asta, nu... Uite, vezi ce e acolo jos? Unde? Îți două sticluțe acolo jos. Alea Mamă. mi-au lipsit mie cel mai mult.
Observ, observ, frate. Nu, scuze-mă dacă pot să iau, frate, da, da, ce zic. N-a ce să faci. Hai, că mă îmbracă înapoi, nu. O să te iau puțin cu mine. O să te duc puțin în primul rând în spate, să ieși tu armă de acolo. Dar să nu te sperii că cred că o să ții destul de mult pe la tine. Stai, pe că nu pot să-mi le iau pe toate, adică na. Da, am înțeles, asta cred că e... Da, cred că bluza nu mai pe aici. E o Eu luat-o problemă sau? vântul. Luat-o vântul, cred că. Da, e... nu mai am. Na, nu e nicio problemă. Aveți un loc pe aici unde să mă îmbrac și eu? Avem o garderobă mai în spate. Sper că ajunge la cât de musculos să sau. Da, musculos tare ești. Stai să vezi băieții noștri. E. Cum o să... Stai niște că mi-a plăcut Știi cine boxul. a pus pietrele astea aici? Cine? Băieții mei. Da, bine, mă. Aoleu. Ai apte așa de musculos, mă? Sau ce? Vezi că pătrățelele le-am uitat acasă, de nu... Păi și unde mă pot Bă, îmbrăca eu, mă? uite, de aici o să-ți iei o armă. No, Aici bine, avem... dar haine de unde? Că sunt pe Pasta le ragol, avem adică. peste tot, avem și în mașină. Stai liniștit, oricum pe aici, ca așa, cam așa o să stai. E cam cald aici. Am înțeles, no, pe hai, că mi-am luat un pistol de aici, dacă... Perfect. Păi bine, și atunci ce urmează să facem acum? Gen, nu ne putem grăbi sau... Stai că trebuie să mai salg și eu un pistol, că... Păi și atunci ce trebuie să L-am facem? uitat în sacul. Aici ai o mini garderobă. Dar vezi că garderoba e pe afară, adică na. E open space. Hai că mi-au alta. Mamă, ce... Uite-te aici, frat. Zici că eu și Dumnezeu ce mai... Nu ne îmbrăcăm Asta așa. înseamnă să ai bani. Să poți E, să-ți bine. permiți atâtea lucruri. A, bine, că m-am mai furat unul alta, de nu... Păi să că numai noi doi suntem, pun de cealaltă. O oară ce vrea să ne Pe facă? aici, prin oraș, sper să ajungă și mai repede la casă. Păi ce, trebuie să mă tatuez sau... Am scos, mă, să am niște emoții, știi? Na. Genul oare trebuie să mă tatuez sau... Dacă doriți, nu știu. Nu este, adică cum doriți, domnul. Păi haide, ai în mașina asta un GPS, dracu? Mai ce întrebați, domnul, după ce vedeți ce aici? Ia, hai acolo. Și poate pe acolo vin și pâițe tăi, dacă tot ai că... Vezi cum conduci, că e mica mărul din înălțime. Două secunde, te rog. Bă, nu prea am încredere în el, dar... Oamenii în alb și cu cap negru, nu prea... Nu prea mere, să zic așa. Na, nu Colegii, nicio veniți, problemă. vă rog, la neamitică cu pasul 1 și cu tatuatul. Mulțumesc, salut. Are drept cu GPS-ul, I-am nu? chemat acolo. Ah, ok. Vezi că te cam zbori, nu... No, du-te! Mamă, e poarta vieții. Condu-mă bine, mă, na, fiate, mă, am un miduce cu spatele, a? Dacă e poarta aia acolo de n-am loc, fai de capul meu. Am înțeles. Și... Pe o altă mașină n-ai putut lua sau... Nu mă zic și eu. A, și niște pretenții, nu-s mai pretențios până... Păi te-am găsit la spart de casă și tu ai pretenții la mașină Păi când te uiți da, merge de... păi, na, înainte să spar casa am avut firmă, bro, adică nu, n-a fost nicio de aruncat. Firmă de? De spălat bani. Ma. Ia, haide, dar vezi că am dus mai încet, că am și eu niște probleme cu cutremurile.
Mai încet, mai încet, știi? Da, știu să nu ne Păi bă, și cât arunce. costă tatuajul ăla, mă, trag în el? Pentru tine cred că o să fie cam gratis, cred că. Bă, nu știu, vedem. Că suntem destul de extinși. Ia, este un acolo, un băscheț. Du-te, 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 nu... Du-te, frate! Dai o liniuță? Aole, pe ăla, mă! Vreau să dai liniuțe cu cine, dai, mă! Cu Dumnezeu. Să mai semnalizează la noi, băi... Vezi că te cam duci un pic cam ciudat. Ia du-te mai în față. Eu am permis să vorbesc așa cu omul care mă ia, adică da. Păi bine, mă, și unde mă tatuă și eu? Pe aici, uite. Salut, salut. Să vezi, viață o pastelă, că te cam doare gâtul. Iau un pachet cu totul, ia altfel. Băi, 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 stai un pic, că trebuie să ies pe afară, că nu... Ție dracu. Cred că nu pe aici trebuia să vin, da? Audio, nu zic. Serios? Ia, rehab, față. Da, hai că acum e ok. Na, ce tatuaj recomandă? Stai puțin să merg în față să vorbesc cu ăsta. A ceva pentru cât pe aici, gen? Ce fame. Să chiar. Am înțeles. Uite, am venit eu cum vrea cel să fac un tatuaj. Băi, mi-am Ce făcut cerneală ai? Ah, ok. de negru. Domnul, o zis că ce doriți? O zis că are niște modele frumoase pentru cât, adică are unele care sunt mai mari așa, care sunt pe tot spatele și pe piept, adică astea mai mari, de obicei sunt mai bune. Bă, nu știu, eu mi l-am cam făcut, adică nu știu de tine. Eu nu îmi pun rost să am pielea curată, că dacă îmi pun negru oricum nu o să se vadă și n-are rost. Da. Ia, hai să-mi le dau jos hainele să le vezi. Dacă mai am după aia un loc unde să-mi iau haine. Ce zice? Ia uite-te. Deci ca și un pic... Ești mai alb ca laptele. Zici că sunt un pic de prințesă, Nu știu să zic. da? Da, vezi că nu te uita la curul meu. Nebunul. Nu. Am auzit de tine. Ah, ce zic, haide. Asta e. Haide cu mine acum. Mai vezi că m-am luat și un handurac, adică nu... Da, știu Păi că și unde mergem? o să duc eu undeva, unde o să pot să experimentez puțin. Ce? E o casă de-a noastră mai... Condo mai prădel, nu... Da, urcă în mașină. Păi m-am păburcat. Mai ce tatuaj mi-am făcut. Ești sigur că ai urcat? Da, hai să marcăm Mamă, încă o cred că dată. acum am scos și pe... Du-te. Da, mai încet un pic, că mi-e rău de mai multe. Mamă, oare de te grăbi unde o mă ajunge? În râu? Nu, no, întreb și eu pentru un prieten, adică... Ai zis, mă, de ăla... Gigi el Frone? Mama, da, am auzit de el, dar... Totul m-a auzit. Da, ai fost pe undeva pe în străinătate. Am fost undeva, dar nu mai am prins nimic de acolo. Am înțeles. Păi și pe unde ai fost în străinătate? Eram cam tot timpul bet. Ei, pe câți ani ai, mă? Dacă poți să te întreb, na. Am undeva la vreo 38 de ani, dintre care peste 15 ani în În domeniul ce? domeniul socializării și interacționării cu alți cetățeni Am înțeles. Păi că eu sunt mai rău. mai hiperactiv un pic și, na. Cum Adică, adică na. hiperactiv?
Nu prea stau locului. Adică dacă mă pui cumva mai, să... mai pleci din mașină, mai... Da, da. Vezi că tu te mai tari un pic dacă poți. Dacă am dat în tunel și te-ai auzit că am rău de la canalul. Du-te, du-te un pic mai... Du-te un pic mai bine, mă, mai tare. Da, pauz. Da? Pe banda aia, mai ținem și noi sau... La ce nebune am aici, am 400 de cai pe asta. Înțeles. Ai 500 de cai, da. O lăsăm așa. Vezi că urma sunt în spate, nu... Cred că o să dau puțin plană, că am câștigat la loco. La loco? Loto, domn. Da, da, loco. Păi du-te. Păi și în locația aia ta, nu... Nu e nimeni pe acolo, a? Locația aia o deținem noi și este... Este o locație veche, am folosit-o de mult pentru ascunderea unor materiale, unor... Înțeles. Dar acum am părăsit-o și e liniște acolo, adică... În general, acolo n-am văzut niciodată picior de polițist pe acolo. Na, na, succes, ce zic? Sper să nu mă tragi pe țeapă, adică nu... Ce vorbesc chiar serios. Că mă spar ca să te mai poți sparge și pe tine, știi? Dacă o cunoști. Acesta e cam primul dezavantaj. Ce? Jantele. Care plângă aici de mil. Ei, păi pios de vine că... Da? Ce locața asta, mă, nebunule, zici că m-ai dus la pădure. Nu te-ai așteptat, nu? Nu. Nu așa de ascuns. Uite că nici Gabor nu s-a așteptat și prin toată locația asta am făcut cred că peste 10.000 de euro. Locația asta lângă oraș, mă rog, lângă stradă. Ce... ce pe aici? Cum dracu nu a văzut-o nimeni? Ia uite la ea. Mhm. Da, văd că oamenii mai lucrează, mai aud un pic. Păi și ce vreți să fac, nu? Uite, aici... Hai, totuși mai în spate, că suntem cam la stradă. Mhm. Pe aici o să te antrenezi cu pistolul ăla de pe aici, că l-ai luat. Mhm. Păi... Hop. Și unde vrei să trag? Ia te rog, trebuie să zici intensiv capsule foarte. Păi și unde vrei să trag, mă? În general, stai puțin să vezi cum te are arma în mână, că dacă tragi prost, pleacă cotul din gleznă. Înțeles. Stai, cu minte. Vei să nu mă atești pe undeva. Deci, în primul rând, tot timpul trebuie să dezarmezi arma când nu ai treabă cu mm-hmm. Tot timpul dezarmezi, trebuie să faci un click acolo, tot timpul trebuie să fie arma pe roșu. Înțeles. Păi și unde începe? Hai mă să tragă. Cum vrei să tragi? Cum vrei să tragi, dai arma în primul rând pe verde, mm-hmm. Pui degetul paralel cu trăgaciu, pui mâna une, pui până una peste alta. Mm-hmm. Momentan acum tragi una de probă aici, în planul ăsta de... În ăsta de aici. Gata. Să te obișnuiești cu pistolul. Acum ia vezi dacă nimerești cupa de la excavator. Care? Aia de acolo. Gata, mai am fugit să mor eu. Ce vrei, mă? N-am făcut nimic. Stai pe loc. Hai după mine, hai după mine, hai după mine, hai la șeful să-i cer scuze. Mamă. Da, bine. Stai puțin aici. Am înțeles. Că în geraș, știi ce zic? Da. Așa. Nu e ce mai putut râde, mă, să mor. Ți-a spus că o să zboare glezna din cot sau cum a zis că am uitat.
mă zbura și vâna din cot. Asta zic. Glezna din cot, hai că vezi, glezna din cot. Na, bă, că e, bă, că e bine. Na, ce zic? Da, i-ai dat-o, i-ai rupt de-am tot. Ce, ce faci, mă? Păi, de bine, tu. Mă scuz. Ți-a chiar rupt de-am tot. Sorry. Da. Bun, și am ce facem? Mi-a dat o palmă cu piciorul. Ți-am zis că nu o să prima fie ok. Prima lună ai salariu? Am zis. Ne putem într-a doua. Da. Bine, și unde mă pui să trec? Dacă mai dau o dată cu pistolul, cred că o să dacă capul la plimbare. Ia mă, că și eu să trec. Nu așa pe lângă mine, că nu știu cum mai porna așa. Da, băieți, deci am da, râs. Da, gata, mai încep că poate... Deci am râs. Hai că previnem ideal. Am mai auzit, domnul? Da, mă, da. Tu? Domnul? Am înțeles. Băi, ne auzim mai încolo, colegul, pic? Colegul. Da, ne auzim? Da, da, da. Ok, stai că revin și eu imediat, sunt prietenul. Colegul, vine să mă, am nevoie. Trebuie, vezi, dacă vă place acest episod, am râs, am, la, l-am pus, dus pe un por unde, da, mă rog. Vă invit să apăsați pe butonul de a-l subscribe. Hai că v-am lăsat, noapte bună. Că oricum e noapte când filmez acest episod și... Da, ce să zic? Pa, pa!